Îți povesteam acum vreo lună de zile că odată cu apariția lui iOS 17.4 poți instala și alte magazine de aplicații pe iPhone în afară de App Store. La nivel teoretic, așa era la vremea respectivă, pentru că practic nu exista niciun magazin de aplicații pe care să-l poți instala. Până acum, pentru că acum există un prim magazin de aplicații pe care îl poți instala pe iPhone și o să trecem prin pașii instalării, dar o să-ți arăt și dacă e bun de ceva sau nu, că de fapt cred că despre asta e vorba, în final, dacă merită să treci prin tot procesul ăsta sau nu, că nu e un proces simplu. Magazinul ăsta de aplicații se numește Alt Store și ca să-l găsești trebuie să intri pe altstore.io. Ăsta e site-ul lor oficial. El există, se pare că, de mai mult timp pentru Windows și pentru Mac OS, dar acum, de când cu modificarea asta de la iOS 17.4, există și pentru iPhone. Și ce ai de făcut după ce intri pe site este să mergi jos de tot și să ajungi aici unde scrie Alt Store PL. Pentru că asta e versiunea pentru iOS. Și după cum vezi, nu e gratuită, costă 1,50 euro pe an. Pe an, adică e 1 leu pe lună, o chestie de genul ăsta, mă rog, plus TVA. Și ei spun că cu banii ăștia îmi plătesc taxele către Apple, pentru că și Apple ia niște taxe pentru toată schema asta. Mă rog, ajunge aici pe site dacă chiar vrei să-l instalezi după ce vezi clipul ăsta. Dai click pe acest 1,50 euro și pasul următor este să ajungi aici pe pagina de plată. Uite, în final sunt 1,79 euro. O să poți să dai cancel dacă vrei ulterior, dar cam asta e. Ce trebuie să știi aici e că eu n-am reușit să plătesc cu Apple Pay, ci a trebuit să-mi introduc aici toate datele mail, datele cardului și așa mai departe. Deci la timp, dacă nu merge cu Apple Pay, să știi că nu e vina ta, ci e vina lor. Pasul următor după ce plătești este să ajungi pe o pagină de genul ăsta pe care scrie Thanks for supporting us și buton de download. Bun, și de aici începe greutatea instalării acestui Alt Store, pentru că deși pare o chestie simplă, în realitate cred că cei de la Apple au făcut-o să nu fie atât de simplă și cred că e important să vezi pașii ăștia, pentru că dacă apar alte store-uri în viitor, să știi că trebuie să treci printr-o serie de pași mai complicați. Bun, ce trebuie să faci aici? Să apeși, bineînțeles, pe butonul de download și o să-ți apară o eroare și o să-ți spună că iPhone-ul tău nu are permisiuni ca să descarce alte magazine de aplicații. Din păcate, nu m-am gândit să fac screenshot la eroarea aia, dar sigur o să-ți apară. Și apoi, bineînțeles, ca orice om care vrea să rezolve o problemă, ce faci? Te duci în settings și zici, băi, lasă că găsesc eu în settings de aici, de unde să-i dau permisiuni, doar că nu o să găsești. M-am uitat prin toate meniurile și nu apare nicăieri în settings treaba asta. Ce apare în schimb după vreo 2-3 minute și aici am făcut un screenshot, e chestia asta. Ți apare butonul ăsta de Allow Marketplace from Alt Store LLC. Deci ți apare asta automat, fără să intri tu prin vreun meniu sau ceva, ci pur și simplu pentru că ai încercat să-l instalezi de acolo, la un moment dat te întreabă sistemul de operare dacă îi dai voie să-l instalezi și dacă dai click pe butonul ăla o să-ți apară chestia asta, o să-ți spune ce vrea să facă acest marketplace și îi dai voie sau nu îi dai voie să facă treaba asta. Și după ce îi dai voie să se instaleze, bineînțeles, următorul pas este să te întorci aici în browser și să apeși pe butonul ăsta de download, să încerci să-l descarci din nou. Doar că din nu știu ce motiv, nu mai merge butonul ăsta de download și am căutat pe net și am găsit că nu doar mie mi s-a întâmplat, deci e o chestie generală. Și soluția pe care am găsit-o e în felul următor, să te duci din nou pe prima pagină de la Alt Store, te duci din nou aici pe 1,5 euro plus VAT și aici, în pagina asta, în loc să introduci datele cardului, introduci adresa de e-mail pe care ai pus-o prima oară când ai plătit. Și după ce introduci mailul ăla, o să te trimită pe o nouă pagină de download care arată fix la fel, dar unde merge butonul de descărcare. Deci trebuie să treci prin toți pașii ăștia complicați numai ca să instalezi magazinul de aplicații. Imaginează-ți chestia asta. Bun, deci dai pe download, o să se instaleze și într-un final, după lungi așteptări și chinuieli, o să-ți apară acest buton de această aplicație Alt Store pe undeva pe aici, pe ecran. Și când o deschizi, o să arate cam așa. E interesant, adică arată chiar nouă, e din zilele noastre, se vede că e făcut acum. Așa arată store-ul Alt Store. Din păcate, ai doar două aplicații disponibile momentan, deci nu e că ai o varietate foarte mare de lucruri de unde să poți alege, dar na, e un început, suntem la început. Prima aplicație, și o să-ți povestesc și dacă merită să le instalezi sau nu. Prima aplicație este asta, numită Delta, care este un emulator de jocuri, dar un emulator de jocuri din astea mai vechi, așa de pe, stai că e și listă aici, Nintendo, Super Nintendo, Game Boy și așa mai departe. Adică se vede și în screenshot-urile astea, cam astea sunt jocurile, sunt din astea, chiar de pe vremuri. Bun, și instalezi emulatorul ăsta și îl deschizi, problema e că n-ai niciun joc. Și eu chiar credeam că, mamă, hai că ar fi mișto să joc niște jocuri din astea, doar că nu, ăsta e doar cumva
sistemul prin care poți rula jocurile alea, dar jocurile alea trebuie descărcate dintr-o sursă externă și după aia să le importi în aplicația asta. Dai aici pe plus, te duci în files pe undeva și aici să bifezi jocul de unde l-ai descărcat tu și să faci asta. Mie mi s-a părut prea complicat pentru niște jocuri din astea de Nintendo, așa că n-am făcut chestia asta. Dacă tu ești atât de pasionat de jocurile alea, poți să o faci. Eu cred că găsești multe alte jocuri direct în App Store și n-are rost să treci pentru toți pașii ăștia. Da, asta e doar părerea mea. Bun, deci asta e prima aplicație din App Store. A doua aplicație este aplicația asta numită Clip, care promite că îți face un fel de istoric al lucrurilor pe care le salvezi tu în clipboard ca să le accesezi ulterior. Ca idee sună bine, doar că nu e gratuită aplicația asta, ci costă $1 pe lună. De fapt, nu e $1 pe lună, te lasă să contribui tu cu cât vrei pentru ea, minimul e $1 pe lună. Și mă rog, treaba asta o faci prin Patreon, adică trebuie să-ți faci și cont de Patreon, să pui cardul acolo dacă n-ai și așa mai departe. Am făcut tot procesul ăsta și strict din aplicația asta mi-am dat seama că cel puțin pentru început, tot ce reprezintă aplicațiile noi care nu sunt în App Store și sunt în store-uri separate, vor necesita și niște pași în plus sau bani în plus. Pentru că nu stă nimeni să dezvolte aplicații extra față de ce găsești în App Store, fără să-ți ceară bani la orice mișcare. Deci trebuie să te aștepți la asta. Ok, și am dat $1 pentru prima lună și dacă deschidem aplicația, așa arată ea, doar că nu prea funcționează până la capăt. Adică ei se laudă că, uite, dacă dai copii unei imagini, o să găsește aici în lista asta. Eu am copiat o grămadă de imagini, n-am găsit nimic și am zis hai să încerc să copiez ceva din Safari, să zicem că am un text pe care vreau să-l copiez, uite, îi dau copii. Și acum am zis, ok, hai să văd dacă ne apare pe listă, doar că atunci când te întorci în aplicație, la început nu apare, trebuie să o închii sau să mai aștepți, nu știu ce, și la un moment dat te întreabă, exact cum a întrebat acum 10 secunde, dacă îi dau voie aplicației să copieze chestii din Safari. Și ar trebui, practic, să faci chestia asta de fiecare dată când o deschizi. Și asta mă duce, bineînțeles, cu gândul și cu concluzia că aplicația asta e inutilă. Momentan nu are destule permisiuni în sistemul de operare încât să funcționeze, să facă exact ce îți promite că face. Cel puțin momentan nu funcționează sau cel puțin la mine nu funcționează, dar dacă funcționează la tine, te rog să-mi spui. Și cam asta e toată șmecheria momentan cu acest alt store. Din păcate, nu există alte magazine de aplicații extra App Store-urilor. Poate vor apărea în timp, adică mă aștept ca producătorii de jocuri să facă niște magazine de genul ăsta. Nu știu cât va dura, nu știu dacă vor costa sau nu, dar așa la o primă vedere mi se pare că vor încerca să-ți ia niște bani în plus, oricum ai lua-o. Și bineînțeles, dacă mai apar alte magazine de aplicații interesante, o să fac un clip despre asta. Dar momentan, ăsta fiind primul, am zis să-l filmez pe ăsta chiar dacă store-ul ăsta nu e cine știe ce. Adică eu o să-l șterg imediat după ce am terminat clipul, pentru că mi se pare că nu merită. Momentan, cel puțin. Bun, iar pentru dezbaterea acestei săptămâni, întrebarea e ce gadget care nu se mai fabrică ți-ai dori să se fabrice? Adică telefoane pe care le-ai avut acum 20 de ani și ți-au plăcut, console Nintendo sau ce crezi tu că ți-ar plăcea să se mai fabrice și nu se mai face, spune mai jos într-un comentariu, iar săptămâna viitoare o să-ți dau și răspunsul meu la dezbatere, dar o să selectez și câteva comentarii care mi-au plăcut mie în mod special și o să le afișez pe ecran. Ne vedem sâmbătă viitoare!